Mai încercam și pe de la 1 pe 2 până la 2, nu știu, alte valoare. Și din dată sesizam că nu-i bine. Și aveam să mă întorc înapoi să văd ce slăbiciune aveam. Slăbiciunea era că X-ul ăsta de aici, adică expresia asta de aici, trebuie să fie numărul întreg. Pentru că a vedea dacă am înțeles ieșițiu, haideți să vă dau încă una. Să lucrăm la textul. Partea întreagă lui 3x minus 1 supra 7 a unei expresii egală cu partea fracțională. Vreau să văd dacă punem la punct algoritmul de rezolvare numărul ecuației. Partea fracțională a lui 7x minus 1 supra 3. Deci să încercăm. Să știți că vă sună cineva la casă sa pe telefon și am zis să vă sun după... Așa. I-am zis să vă sun după 8. Așa. I-am fost că suna dumneavoastră, că vita cum i-a fost aborțeta. Nu știu. Și era un număr și am zis că vine. Bun. Ei, ca așa asta, asta e ecuația pe care o avem în clipa asta de rezolvată. Ce? Cum începem? Zicem, partea fracțională 7x minus 1 pe 3 este cuprinsă între 0 și 1. Partea întreagă a lui 3x minus 1 supra 7 este un număr din 0. Egalitatea asta, ca să aibă loc, adică un număr întreg egal cu ceva din dreapta care numai 0 este. Păi, de exemplu, dacă A egal cu B și A aparține lui Z, nu înseamnă că și B aparține lui Z? A egal cu B. Și A egal cu A aparține lui Z. Da. Nu înseamnă că și B aparține lui Z? Deci, A egal cu B. A aparține lui Z. Nu înseamnă că și B aparține lui Z? Și care Z este aici? Singurul Z care asigură egalitatea asta este 0. Zic, deci 3x minus, 7x minus 1 pe 3 aparține lui Z. 7x minus 1 supra 3. 3 aparține lui Z. Pentru că 3x minus 1 pe 7 aparține lui Z. Și care Z poate să fie ăsta? Păi asta e 0, dar 0. De asta aparține lui Z, ca să ne mai complicăm cu... Da, dar eu aici, când am prezentat chestia asta, tocmai asta, da, este ce spui tu. Partea întreaga cu ceva, e cam cu așa ceva. Și deci ce rezultă neapărat? De aici neapărat. Partea fracțională 7x minus 1 pe 3 egal cu Z. Partea fracțională a lui 7x... Nu, aparține lui Z. Minus 1 supra 3. Aparține lui Z. Și singurul Z care îl poate satisface egal cu 0. Da. Asta înseamnă că 7x minus 1 pe 3 egal cu 0. Aparține lui Z. Orice întreg poate să fie asta. Da, și egal cu 0, nu? Că totuși trebuie să rezolvăm. Păi poate să fie orice întreg. Nu numai 0. Poate să fie și 1, că partea asta fracțională cât este în condițiile astea? Partea fracțională a lui 1 nu-i tot 0? Deci a spune că 7x minus 1 pe 3 egal cu 0 și stop este greșeală. Este un număr întreg. Bine. Da? Deci este un număr întreg. Și acum noi avem de rezolvat ce? Partea întreaga lui 3x minus 1 pe 7 egal cu 0. Partea întreaga lui 3x minus 1 pe 7 egal cu 0. Ce se traduce? Că 3x minus 1 pe 7 egal cu 0. Nu. 3x minus 1 pe 7 poate să fie de la 0 până la 1. Și atunci partea. K mai mic sau egal decât partea întreagă. Deci 3x minus 1 pe 7 este egal cu 0. Înseamnă că aici pot să am 0,7, 0,5, 0,3. Deci orice număr între 0 și 1. Că vezi, el este și cu partea fracțională egală. Deci de aici spune că 3x minus 1 supra 7 e cuprins între 0 și 1. Cum este partea fracțională din partea cealaltă. Da. Și în clipa asta lucrăm aici, să vedem ce... Aia aparține lui 0 și înseamnă că e 0,
Deci 3x minus 1 pe 7 aparține lui Z. 3x minus 1 pe 7, de ce aparține lui Z? După ce acționează, partea întreagă dă număr din Z. Deci lucrăm asta? Da? Deci insist încă o dată. Fiindcă partea întreagă egal cu o parte fracționară, da, înseamnă că expresia asta e între 0 și 1. Da. Că numai dacă se întâmplă așa, fiind egal cu parte fracțională, să am egalitate numai între 0 și 1. Am înțeles. Ei, acum mulțim cu 7. Și ea devine 0 mai mic egal cu 3x minus 1. Mai mic egal cu 7. Adunăm un 1. Și asta înseamnă că 1 mai mic egal decât 3x, mai mic strict decât 8. Și vine 1 pe 3, mai mic egal decât x, mai mic strict decât 8 pe 3. Dar nu sunt ăștia și stop. Mai am condiția că 7x minus 1 pe 3 trebuie să fie din Z. Da. Deci, eu aici am că x aparține intervalului de la 1 pe 3 închis la 8 pe 3. Da. Deschis. 8 pe 3 deschis, corect. Bine. Și mai viu cu precizarea că 7x minus 1 supra 3 egal cu un K. Un K din Z. Deci K din Z. Un număr între 3. Și acum, adu-l acea ajutor și găsesc pe X funcții de K. Și de aici ce rezultă? Rezultă că 7x minus 1 egal cu 3K. Adică X egal cu 3K plus 1. Așa. Pe 7. Cu K aparține lui Z. Dar X unde era? Era intervalul ăsta. Și acum mă întorc și avem așa. Că X este cuprins între 1 pe 3. 1 pe 3. Și 8 pe 3. Și respectiv 8 pe 3. Și X-ul, de un mod, în final, l-am găsit de formă, decât 3K plus 1, X egal cu 3K plus 1, supra 7, cu K parcurge Z. Din cele două, dar, Mirona, înlocuiesc pe X acum și îmi apare cu 1 pe 3, 1 pe 3, mai mic egal decât 3K plus 1, pe 7, și mai mic strict decât 8 pe 3. Ce fac acum? Elimin numitorul. Deci, care e numitorul? 21. Aici am plisit cu 7. Aici cu 3. Și aici cu 7. Și se transformă în 7. Mai mic decât 9K. Plus 3. Plus 3. Mai mic decât nimic egal. Mai mic egal aici, sigur că da. Și mai mic strict decât 7, 8, 56. Scădem în 3. Și vine 4, mai mic egal decât 9K, mai mic decât 53. Adică, voi spune, 4 pe 9, mai mic K, mai mic decât 4 pe 9, mai mic decât K, și mai mic egal decât K, și mai mic strict decât 53 pe 9. Cu K parcurge Z, și care sunt toți întregii din intervalul ăsta? De la 1, 2, 3, 4, 5, 53 împărțit la 9, cam cât face? Nu, 6 ori 9, 5, până la 5, da? Deci K aparține mulțimii valorilor, 0 nu-i bun? Nu. Nu-i bun, da? De ce? Păi 4 pe 9 acolo. 0,0. Da? 1, 2, 3, 4 și 5. Da. Și acum, pentru x egal cu 1, pentru k egal cu 1, pentru k egal cu 1, rezultă x1, prima soluție a ecuației acelei pe care am formulat-o mai înainte, este 3 ori 1, 3 și 1, 4 pe 7. Pentru k egal cu 2, am x2, soluția, 3 ori 2, 6 și 1, 7 pe 7, 1, pentru k egal cu 3. Am soluția x3 egal 10 cu 7. 10 pe 7.
Pentru că egal cu 4. 13. X4 egal cu 13 pe 7. Și pentru că egal cu 5. 16. X5 egal cu 16. Deci pe 7. Iată ecuația de acolo. Pentru ecuația asta, soluțiile sunt x aparține mulțimii valorilor, 4 pe 7, virgulă 1, virgulă 13 pe 7, virgulă 17, nu? 17, 13, 16 ai zis parcă, nu? 16. 16, 4 pe 7, 1, 13 pe 7 și 16 pe 7. Da, aici nu aparține un zet. Nu. 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 Să se rezolve iar ecuația. Păi da, dacă partea întreagă e 0. Da. Ce rezultă e vorba? Hai să vedem dacă x egal cu 4 pe 7 soluție. Hai să încercăm. Bine. Deci eu am dreptate dacă vedem chestia asta. Și acum zicem. Azi ce-și soluție? Da? Sunt dacă e soluție. Da, le avem aici. X egal 4 pe 7. 4 pe 7. X1. Și atunci apare partea întreagă a lui. 3 ori. 4 pe 7. Minus 1 supra 7. Egal cu 7. Partea fracționară 7 ori 1 ori 4 pe 7. Minus 1 totul pe 3. Echivalent cu... Să rămân ce aici, nu aveți nevoie, da? Păi, să... Aștept să nu dau fetele. Nu dau fetele. Și acum vine partea întreagă, Mirna. 3 ori 4, 12, minus 7, 5 pe 7. 5 pe 7, supra 7, să fie egal cu partea fracționară, 7 pe 7 să se duce. 4 pe 3 pe 3, 1. Adică partea întreagă a ceva ieșit de aici, 5 pe 4 și 9, să fie egal cu partea fracțională a lui 1, care este, partea fracțională a lui 1 este 0. Și partea întreagă la 5 pe 4 și 9 este tot 0. Deci x-ul ăsta egal cu 4 pe 7 e soluție. Și toate sunt soluții, cele care le-am găsit. Tu ai înțeles fața? Nu, n-am urmărit aici. N-am mai urmărit. Aici am urmărit. Poți să faci parte din pregunta mea. Da, o secundă, hai să mă întorc încă o dată. Hai să mă întorc o dată ieșițiul. Că a fost din da, nou... Da, că nu știu, ăsta la care ne-a dat mai mare, s-a fost cu mai multe chestii. Deci s-a rezolvat de ușor B și așa e greu. Punctul care l-am găsit, l-am luat eu. Pentru că în partea ieșițiul al doi, ieșițiul așa care vi l-au dat vouă, avea în dreapta arma pe X întreg. Era partea fracționarul X. Dar eu am încercat acum să zic pe ieșițiul. Deci ce am dat? Partea întreagă, hai să mai iau încă o dată, tu, Daria, Miruna. Partea întreagă a lui E1 de X. Egal cu partea fracționară a altei expresii E2 de X. Când vă aflați în fața unui astfel de ieșițiu. Da. Înseamnă că e de un X la 0. Este echivalent. Poate spune că partea întreagă a lui E1 de X egal cu 0. Egal cu 0. Ceea ce se traduce imediat, când a spune că această expresie între 0 și 1. Mm-hmm. Ce s-ar traduce cu E1 de X cuprins între 0 și respectiv 1. Și pe care lucrăm. Ca o inegalitate. Muncim până când găsim X aparține intervalului. Deci de aici se rezultă punctul punctului. X aparține un interval închis. De rezultările mai spate ceva stânga închis. Alfa, beta, deschis. Un interval, nu știu ce va rezulta. Pe de altă parte, partea fracțională a lui E2 de X trebuie să fie și ea egală cu 0, nu? Da. Egalitatea așa. Trebuie să fie egală cu 0. Asta înseamnă că E2 de X este un număr întreg. Ai și speculația. Deci E2 de X este un număr întreg, ca să fie partea asta fracțională egal cu 0. Deci de aici rezultă echivalent cu E2 de X aparține lui Z. Nu ți-ai clar de ce? Bun. Dacă aparține lui Z, asta înseamnă, voi spune E2 de X
e 2 de x egal cu un k cu virgulă k din z. De ce mai complicat k ăsta? Păi pentru că între x este între alfa și beta. Așa, și k cine? Și k este un număr întreg. Păi ca să fac faptul că partea fracționară egal cu 0. K e 1, 2, 3, 4, 5. Așa, ca să poți să găsești k-urile din zona aceea. Mm-hmm. Deci, zic e 2 de x egal cu un k. Da. Cu k din z. Rezolv ecuația în k. Deci va rezulta x egal f de k. Sau o expresie, e de k. Expresie e de k, adică ceva în manca după lucrul. Vă dați seama când zic că e 2 de x egal cu k, se lucrează și este x în funcție de k. Și cu x-ul ăsta mă duc și-l locuiesc aici. Eu am așa că alfa mai mic egal decât x, mai mic strict decât beta. Așa, alfa da. Alfa plus 1. Da. Alfa, da. X-ul este între alfa și beta, da? Da. M-am tradus. Și de desubt spun că x egal cu e de k, e de k, o expresie în k. Și acum, asta s-ar traduce, în loc de x spun e de k. Și apare alfa mai mic egal decât e de k, care e mai mic decât beta. Și din k parcurge pe z. Abia acum se liniștește exercițiul. Și apoi am o inegalitate în cine este inegalitatea? În k. Și găsesc toate valorile lui k. Și cu valorile lui k știute, mă duc și aflu x-ul, x2, x3. Deci de aici găsesc k1, k2, k3, puncte. Și de aici corespunzător voi găsi x1, x2, x3. Pentru că nu rămâneți mai departe, că ești îmi place foarte tare. Eu mai fac încă unul ca să vă convins că ați găsit, dar ați înțeles. Știți că putea face foarte multe chestii, dar mi-a interesat să înțelegem algoritmul. Mi-a venit cu una, am insistat, ea, asta este banală, este mult prea banală. Banală, dar ați văzut că n-am fi dus-o la capăt. Da. Am avut Lucina, exact. Lucina, da. Ce pe care iau... Nu, asta era altceva. Asta au fost date inițial. Nu, asta e cealaltă. Era o parte fracțională din 2x plus 1 pe 3 egal cu o parte fracțională din x. Asta a fost. Da. Era cu parte fracțională. Așa. Deci, mai ales răbdare să vedem încă unul sau nu mai ales. Dar știți că sunt 4 noaptea cât până ținem nu astea. Hai mai facem la final. Vă ținem 4 noapte, domnul să vă ținem. Nu mai bine să facem la final comună. Facem la final, da. Dacă timpul nu mai permite, dar miezul problemei l-ați înțeles, dacă ați înțeles asta. Aici am tot ce trebuia făcut. Deci egalitatea și asta. Nu ne mai sperie niciodată că avem o parte întreagă egal cu o parte fracționară. Asta este povestea. Când aveți o parte întreagă egal cu o parte fracționară, înseamnă că asta egal cu 0 înseamnă expresia de aici, partea asta întreagă se facă 0 între 0 și 1 și găsim x-ul într-un interval lucrat. Și faptul că partea fracționară și asta face 0 înseamnă e 2 de x, e un număr întreg. Deci, practic, se traduce așa. E 1 de x între 0 și 1. Păi am zis ce mai complicăm cu k. Deci e 2 de x egal cu 0. Păi, e 2 de x aparține lui z. Păi, asta înseamnă că e 2 de x egal cu 0? Păi e 2 de x aparține lui z. Da. Și singurul... Z de acolo e 0, nu? Păi nu, dar mai există și... Trebuie să mă duc spre K. Păi nu, da. Că eu despre X am pus între alfa și beta, da? Da. Și dacă zic e 2 de X egal cu un K, e 2 de X egal cu un K din K din Z, se scoate de aici X-ul expresie în K. Și X-ul se înlocuiește acolo și apare întregii din rezolvarea acestei inecuații. Și la prima, la B-ul ăsta, ce n-am făcut cu K? Unde? Așa. A fost așa acum. Hai să ne întoarcem. Partea întreaga lui 2x minus 1 pe 3. 2x minus 1 pe 3. 3. Parte fracțională din x. Hei! Că numai x era aici. Nu este o expresie 2 de x. Deci eu am complicat exercițiul pentru... De ce l-ați complicat? Pentru a atrage atenția că mă descurc în fiecare situație. Deci am fost frământat de a pune un algoritm la punct pentru că am avut slăbiciunea următoare. N-am scăpat că x-ul e din z.
când am dat soluția, am zis că x aparține de unde? Intervalul 1 pe 2 la 2. Așa mi-am gândit. 1 pe 2 da, la 1 pe 2, 2. 2. Și fiindcă am fost surprins de neatenția mea, supărat pe chestia asta, supărat pe faptul că am fost neatent, că trebuia să spun și că x-ul adaugă aici că x aparține lui z. Da? Adică asta aparține lui z. Asta de aici. Și asta de cine este? E 2. Da? De data asta a fost x-ul simplu. Și mi-a fost foarte ușor. Intersectat atunci, soluția corectă a fost că x aparține la 1 pe 2 la 2, intersectat cu z. Intersectat cu z. Și ne-a dat x egal cu 1. Partea întreagă din x, partea întreagă din x, din orice x, aparține lui z, nu? Partea întreagă al cărui... Păi asta e definiția părții întregi, este un număr întreg. Bun. Și atunci, dacă, cum am zis, a aparține lui z și a egal cu b, înseamnă că b aparține lui z. Da. Adică înseamnă că acolo partea fracționară din x aparține lui z. Partea fracționară a lui x... Aparține lui z. Da. Și cum partea fracționară lui x poate fi din 0, 1, x, x egal cu 0. Da, dar egalitatea trebuie văzută și din stânga spre... din dreapta spre stânga și din stânga spre dreapta. Deci asta de aici, Miruna, fiindcă este asta de aici, fiindcă este o parte fracționară, partea sa întreagă, ca să fie egal cu 0, ca așa am zis, nu? Egală cu 0, înseamnă că asta de aici este 0 și 1. Da. 2x minus 1 pe 3 trebuie să fie între 0 și 1, atunci partea sa întreagă este 0. Da. Deci egalitatea acestor două numere, stânga-dreapta, se produce, egalitatea asta se produce doar în 0, da? Când asta e egal cu 0 și asta e egal cu 0. Și asta e egală cu 0, Miruna, înseamnă că 2x minus 1 pe 3 să fie de 0 și 1. Și asta să fie egal cu 0, partea sa fracțională egal cu 0, expresia aceea de aici trebuie să fie numărul întreg. Că partea fracțională a numărului întreg este 0. Alo. Băi, mă găsesc tot în momente nepotrivite. Acum sunt pe lecții de matematică. Așa, mâine dimineață începe, da? Să nu mai găsesc la volan. Bine. Salut. Nedumerirea ta este că aici nu am băgat pe K și acolo bag pe K. Acolo e expresie, am înțeles. Acolo neghisuiește expresie și aici îl au direct pe X din Z. Da. Iar de data asta e 2 de X, nu mai este bun. La îndemână, ci este o expresie. Așa, să vedem ce altceva am mai zis. Te uiți? Da. Am partea întreagă din x egal cu... Tot cu partea întreagă faci? Da. Mai cred și am partea întreagă. Păi... Sunt niște lucruri pe care nu am întâlnit. Care lucruri pe care nu am întâlnit. Mă aș cu ușor. Deci partea întreagă lui x egal cu x, da? X plus partea funcțională lui x plus 2. Deci partea întreagă a lui x egal cu partea fracțională a lui x. Da. Plus da. X. Plus x pe 2. Partea nu. Așa, partea plus x. Plus x pe 2. Plus x pe 2. Tot nu pe 2. Nu, plus x. Partea fracțională din x plus x, totul pe 2. Fără ultima. Așa, plus x. Totul pe 2. Totul pe 2 de la egal, da? Da. Da. Am înțeles. Bun. Păi trebuie să studiem, cred că prima, ca x minus partea fracțională din x. Dar după ce ajută să scriu într-un altă formă. Deci zic așa, echivalent, că 2 de 2 partea întreaga lui x este egal cu partea fracțională lui x plus x. Care se arată lui x-ul ăsta scriu în partea întreagă și partea fracțională. Deci de două ori, vorbește-mi de două ori partea întreagă a lui x este egal cu... partea întreagă a lui x este egal cu 2x minus parte întreagă x.
2, de 2 partea fracțională x plus... Păi, de ce? Că am schimbat partea fracțională. Deci am pus 2x egal cu... De ce 2 ori partea fracțională? Păi, pentru x-ul ăsta l-am scris ca fiind partea asta întreagă plus partea fracțională. Sau mai bine partea fracțională l-am scris ca fiind x este mai bine partea întreagă din x. Partea fracțională. Așa vezi, da? Da. Deci ziceți așa, să scriu egal mai departe. Egal mai departe cu x minus partea fracțională din x. X minus partea fracțională a lui x. Plus și x. Plus x. Și o să avem 2x minus partea fracțională. Face 2x, de acord. 2x minus partea fracțională. Acolo parte întreagă. 2x minus partea întreagă. 2x minus partea întreagă. Da, partea întreagă a lui x. Și avem 3x. 3 parte întreagă egal cu 2x. Deci, avem 3... Mai bine scriem prima 2 din parte întreagă de x ca 2x minus 2 parte întreagă de x. 2x minus 2 parte fracțională eventual. Da, 2 parte fracțională din x. Așa. Da, de ce aici nu-i corect? Da, dar nu e și așa bine. Și atunci e 3 partea întreaga lui x. Da. Ca să duce pătrop, unde nu mai merge, să nu lăsăm în drum. De 3 ori partea întreaga lui x egal cu 2x. Adică s-ar traduce asta ca și poate partea întreaga lui x este egal cu 2x pe 3. Da. E de parcă ar spune că 2x pe 3 e de parcă ar spune echivalent că 2x supra 3 aparține lui Z. Da. Numai partea întreagă e din Z, deși nu e egal la asta să fie din Z. Deci X egal cu 3. Sau cu 6. Sau cu 9. Ce ar însemna, Mirna? Ar însemna așa, că 2X pe 3 2X supra 3 egal cu un K. Cu K apar și din Z. Nu. Am zis ceva? Nu. De ce am pus K-ul ăla? Adică nu puteam să zicem că dacă aparținem un Z, X egal cu 3, 6 și 9? X egal cu 3, 6, 9, numai atât? Da. De ce? Dar 12 de ce? Pentru că X trebuie să fie o cifră. Dar de unde ți-au spus că X fie dintr-o singură cifră? Cine spune că X-ul dintr-o singură cifră? Nu putem scrie în două moduri, adică primul mod în funcție de partea fracționară și al doilea în funcție de partea întreagă. Apoi egalăm și vine x egal cu 3 parte fracționară mi-a dat mie și x egal cu 3 pe 2 din parte întreagă și înseamnă că 3 pe 2 din parte întreagă egal cu 3 parte fracționară și ne dă, știm că ăsta e de la 0 la 1. De urmă este, nu vreau să mă sunt într-un pas, adică de ce crezi că trebuie eu abandonat aici? Nu știu, vreau să nu simt. Da, mă întorc și eu pe acolo, dar nu mi se pare corect să lăsăm repede în drum, că n-am finalizat-o. Noi știm să rezolvăm ecuația de aceste fetele. Partea întreagă a lui 7x minus 1 supra 2 egal cu 5x minus 4 supra 7. Miru, n-am făcut așa. Da, dar trebuia, n-am atus creierii. Poftim? Nu te mai uitat la ele? Nu, am uitat cum se fac. Și ajungeam pe aici, mai trebuia să se facem pe ăstea, gen gradat, nu știu. Pentru că asta înseamnă acum, asta de aici înseamnă foarte bine până de asta, care este mai complicată. Dar noi știm să le facem pe asta. Nu? Ce știam? Cum lucram la acestea? Cum fac mai întâi? Deci egal cu K, K aparține Z. Deci egal cu un K, cu virgulă K aparține lui Z. Scriam că 5x minus 4 pe 7 egal cu K, înseamnă că x egal cu 7 K plus 4 pe 5. Deci de egalitatea să o folosim, da? Scriem că 5x minus 4 supra 7 egal cu K. Virgulă, aduc de aici același numitor și înseamnă că x va fi egal cu 7k minus 4, nu? 7k plus 4. 7k plus 4 totul supra 5. Da? Cu K. Și știam din definiția părții întregi că K mai mic sau egal decât X mai mic decât K plus 1. Dacă era X. Adică X 7X minus 1 pe 2. Deci știm din definiție. Știm că partea întreagă din... Partea întreagă a lui X
Adică K, în cazul nostru. Deci e mai mic egal, X e cuprins între partea sa întreagă și partea sa întreagă plus 1. Asta da. Știm, nu? Plus 1. X e cuprins între partea sa întreagă și 1. Mm-hmm. De unde provin? De la faptul că partea fracționară era între 0 și 1. Da. Și asta e adevărat, da? Acum o traducem. Partea întreagă din X e K. Deci, adică din... Deci noi avem acum partea întreagă a lui X. Care e 7x minus 1 pe 2. Care e 7x. 7 ca minus x minus 1 pe 2, care e egal cu k. Deci 7x, partea asta întreagă. În k. Este dar 5x. Dar de ce ai pus k-ul ăla? E neapărat să ne k-ul ăla? Ne cumpără. Deci mi se pare, nu știu. Dacă făceam fără k plin și nu. Nu. Este un x cuprins într-un anumit interval. Dar x-ul ăla trebuie exprimat în funcție din k din z, ca să spuneam. Deci, hai să o luăm ușor, că se pare că avem o greutăți. Știm așa. Așa e definiția. Dar acum, pentru așa ceva, deci vine. Deci partea sa întreagă, uite, partea întreagă a lui 7x minus 1 supra 2, e cuprins între x, adică dintre 7x minus 1 supra 2, care e cuprins între partea întreagă a lui 7x minus 1 supra 2 plus 1. Asta e din traducerea părții întregi. Da. Și 7, dar pe asta este 7x minus 1 pe 4. Da. Da? Asta înseamnă 5x minus 4, 4 pe 6. 7. Mai mic egal decât 7x minus 1 pe 2. Exact. Mai mic de 5x minus 4 pe 7 plus 1. 5x minus 4 pe 7 plus 1. Lucrăm aici da. Și ne va da x cuprins, așa ne va da, x da. Cuprins într-un interval. Da. X cuprins între x a și b. A și b, da? Da. Dar care x? Ăsta. Da. Foarte important. Deci după ce am găsit așa x-ul între a și b. Dar nu da. E soluția asta. Ci x-ul este ceea ce am găsit egal cu k. Mm-hmm. Și acum zic a mai mic egal decât 7k plus 4 supra 5 mai mic decât b. Da? Da. Și cu k parcurge din z. Și de aici rezultă că acest k va fi cuprins între valorile. M și e. Și fiind K din Z, îi găsesc întregi de aici. Adică din intervalul ăsta întregi. Și cu aceste întregi mă duc și îi locuiesc aici și găsesc soluțiile. Acelea sunt soluțiile. Deci ăsta e motivul pentru care. Deci A e cuprins în interval, l-am scris și reversa funcției K. Da. Și acum, ce? Acum M. Și acum mă duc în loc de X. Și îl pun pe, am zis, și pun 7, K plus 4 pe 5. Bun, și după? Lucrez și îmi dă K, iată, îl cuprins între M și N. Într-un alt interval. Într-un alt interval, care îi rezultă. K aparține lui Z și îmi dă valorile lui K. Exact. Și acele valori lui K îl locuiesc aici. Și îmi dă X. Îi găsesc X. Asta e soluțiile. Bun. Da? Deci asta sunt soluțiile. Nu seamănă găsitorul ăsta nostru perfect cu așa ceva? Bă, da. Păi, îl putem duce de aceea, spuneam, nu merită să-l fi lăsat în lume. Bun, deci... Și acum vine acolo, egal cu K, K da? Da. Și atunci iată ce devine. X, partea întreagă din X, mai mic egal decât X. Așa. Mai mic decât partea întreagă din X plus 1. Partea întreagă lui X plus 1. Plus 1. Adică 2X plus 3. Exact, 2X pe 3. Da. Mai mic.